Cea de-a cincea ediție a conferinței Medicina de Urgență azi a debutat joi cu lucrări științifice însoțite de demonstrații practice. În a doua parte a zilei a avut loc un exercițiu de salvare organizat de către detașamentul de pompieri Baia Mare. De a fi alături de noi avem onoarea reprezentanți ai Ministerului Sănătății, a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență, reprezentanți ai Serviciilor de Ambulanță Județene, reprezentanți ai Colegiului Medicilor, ai Ordinului Asistenților, Asociația Prietenii Spitalului, de asemenea reprezentanții Salvamont, deci toți cei care și-au dat concursul la o bună organizare a acestor manifestări. Salutăm de asemenea prezența instituțiilor oficiale ale județului Maramureș și instituției prefectului Consiliului Județean Maramureș, toți cei care sunt implicați în diriguirea, să spunem, a serviciilor medicale din județul Maramureș. Salutăm prezența Casei Județene de Asigurări de Sănătate, deci toți cei care, până la urmă, sunt implicați în actul medical. Pentru că în toate există și o deschidere, sigur că trebuie să dăm ceea ce se cuvine celor care au organizat această manifestare. Vreau să vă spun că în cadrul acestei conferințe se vor petrece două evenimente importante la nivel național. Primul este constituirea Asociației Spitalelor Județene Municipale și Orășenești, asociație care va reprezenta spitalele în discuțiile cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Vor mai veni managerii, azi la ora 15 va avea loc întâlnirea, de la spitale din țară, vom constitui această asociație astfel încât problemele cu care se confruntă spitalele din țară să poată fi discutate corect și concret. În calitate de ministru am încurajat constituirea unei asemenea asociații care, din păcate, n-a fost constituită, nu cunosc motivele, dar o facem noi acum. Al doilea eveniment de importanță națională va fi legat de prezența conferențiarului Horia Bumbea de la Spitalul Universitar București, un reputat hematolog, specialist în boli rare. Vom înființa la Baia Mare un centru național de excelență în mastocitoză. O avem aici și pe doamna Nicoleta Vaia, care este președinta Asociației Pacienților cu Mastocitoză. Vreau să vă spun că mai există un centru de excelență pe care l-am înființat sub semnătura mea în calitate de ministru în București și al doilea va fi la Baia Mare. Așa că încercăm să ținem pasul cu lumea medicală astfel încât să putem ajuta pe semenii noștri. Cea de-a cincea ediție a evenimentului Conferința Medicina de Urgență azi are câteva particularități aparte specifice acestui domeniu. Adrenalină, curaj, răspundere, rapiditate în luarea deciziilor. Sunt convins că toți cei prezenți în Baia Mare, unități medicale, doctori, asistenți, paramedici, pompieri, salvamontiști, voluntari, sunt oameni dedicați care își desfășoară activitatea cu pasiune, derâdere și empatie față de semeni. Urgența medicală necesită acțiune rapidă și informată, manevre medicale și coduri medicale care sunt folosite pentru a comunica și lucra eficient în echipă. De asemenea, urgența medicală înseamnă și presiune, iar uneori datorită tipologiilor și un stil de viață. Dumneavoastră, cei din medicină de urgență, sunteți eroii noștri de zi cu zi. Viața de cele mai multe ori nu vă pregătește niciodată pentru realitatea din teren sau din unitățile de primire urgență. Decizia care trebuie să o luați corect și rapid, măsurată în secunde și minute decisive, aduce senzația extraordinară, aceea când aparținătorii vă privesc în ochi, când știu că răsplata nu se compară cu nimic, sau când în acele momente nu pot spune datorită copleșirii să recunoaște nici măcar cuvântul mulțumesc. De aici provine acel ideal extraordinar de a face bine și a ajuta oamenii. Medicina de urgență reprezintă o provocare fiecare zi, o aventură umană care vă responsabilizează și vă îndeamnă să fiți mai buni, să acumulați experiență și să salvați vieți cu inima, mintea și sufletul. Toți cei de aici sunteți o vorbire frumoasă, unită, care asigurați urgența cu profesionalism și iubire. Sunteți cei care redați seminilor zâmbetul zilei de mâine. Mă înclin cu recunoștință, respect și venerație în fața dumneavoastră. Acelor care s-au salvat vieți, transmit felicitări și mulțumiri organizatorilor tuturor celor care s-au implicat și au contribuit la buna derulare a manifestării și care au reușit să facă de acest eveniment unul de excelență pentru medicina de urgență. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc.
Scenariul exercițiului a presupus salvarea unor persoane căzute dintr-o barcă în lacul de acumulare strâmtor Firiza. Persoanele se aflau la pescuit, iar echipajul de scafandri, care desfășura un antrenament pe lac, a observat că pescarii au căzut în lac și strigă după ajutor. Exercițiul a cuprins 3 etape, cea de stabilire a măsurilor și acțiunilor necesare gestionării situației de urgență, etapa de căutare, salvare a persoanelor și etapa de acordare asistenței medicale de urgență. Vul se îndreaptă către ambulanță. Oprim. Și rotiți băieții cu masajul. Rotați între voi. Exercițiul de ieri a fost, practic, a dat startul începerii lucrărilor conferinței de medicină de urgență, Medicina de urgență azi, a 5-a ediție. A fost, din punct de vedere al participanților, un exercițiu extrem de reușit. Este vorba de o simulare a unei salvări, a unor persoane înnecate sau pe punctul de a se înneca în lacul de acumulare de la Firiza. Cred că ați văzut cu toții, de fapt, ce înseamnă pregătirea. Acești oameni sunt pregătiți să facă față, din punctul meu de vedere, tuturor solicitărilor și cred că trebuie să apreciem extraordinar de mult munca celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Am intrat în rol noi, astăzi, cu lucrările științifice pe care specialiștii prezenți aici le vor prezenta. Vor fi 3 zile de știință, de socializare, de lucruri noi și, de ce nu, de pregătirea unor viitoare acte normative. Evenimentul Medicina de Urgență azi va continua până duminică și va reuni reprezentanți din lumea medicală și din structurile reprezentative ale situațiilor de urgență din întreaga țară, dar și din străinătate. Manifestarea este organizată de Asociația Prietenii Spitalului, Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești al județului Maramureș, SMURD Maramureș, Direcția de Sănătate Publică Maramureș, Serviciul Județean de Ambulanță și Serviciul Public Județean Salvamont. Mai multe de la acest eveniment puteți urmări luni la TV Sighet în cadrul emisiunii Manifest.